Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Capricorn. Haideți să vedem care va fi energia. Primul eveniment astrologic de mare impact pentru noi toți este pe data de 1 mai, când Pluto retrogradează în Vărsător la 0 grade, în casa voastră a doua. Deja a retrogradat când apare clipul, însă este un tranzit foarte important care spune după cum urmează. 0 grade, nebunul. Totul este posibil sau nimic. Vărsătorul este viitorul, planurile noastre înalte, aspirațiile noastre, individualitatea, libertatea și umanitatea. Iar Pluto este planeta puterii. În casa banilor, în casa taurului, a iubirii, a stimei de sine, a proprietăților, a bunurilor noastre materiale și a lucrurilor pe care le prețuim. Ce înseamnă asta pentru voi? Este un moment foarte bun, acum, pe retrogradarea lui Pluto, să revizuiți, să aveți o perioadă de introspecție, de analiză, să scoateți din interiorul vostru fricile cele mai puternice și temerile voastre și să le înfruntați, să vă confruntați aceste temeri pentru a vă recăpăta cumva independența financiară. Dacă vărsătorul spune viitorul, înseamnă că undeva aici există un dezechilibru și trebuie să vă ancorați puțin în planul material, să vă faceți planuri de viitor solide, palpabile, concrete, pentru a vă asigura ziua de mâine, câștigurile voastre, pentru a excela, pentru a putea să controlați cumva sub o formă sau alta mediul vostru, să vă simțiți în siguranță până una alta. Lumea în care trăim nu va mai exista așa cum o știm noi astăzi. Totul este în continuă transformare și este foarte important să conștientizăm aceste lucruri cât mai repede. După cum spuneam, Pluto este planeta a puterii și a manipulării. Vom vedea în lume cum se va manipula totul la nivel financiar și cum se vor transforma valorile de referință. Astfel încât, în plan bun de atac, conștientizarea că acum vreau să fac bani într-un anume fel sau pe ce anume pun preț este necesară. Mergem mai departe, pe data de 5 mai va avea loc eclipsa lunară în Scorpion, în casa voastră a 11-a. Casa 11 aparține vărsătorului, este casa planurilor de viitor, casa aspirațiilor înalte, idealurilor noastre, a grupurilor sociale din care facem parte, a mentorilor, a viitorului. Eclipsa spune conștientizare, finaluri și începuturi neașteptate, iar luna spune trăirile noastre profunde, emoțiile noastre adânc înrădăcinate în subconștientul nostru trebuie să iasă la suprafață. Poate vă sabotați singuri și nu vă dați seama sau poate nu aveți curaj să puneți pe hârtie niște lucruri pe care vi le doriți. Sau poate visați la ceva îndrăsneț și acesta este un moment în care trebuie să renunțați la frică. Pluto este liderul, este puterea. Puteți avea un viitor fabulos, puteți fi o autoritate într-un domeniu. Înlăturați fricile, înlăturați credințele, programele din subconștient și mergeți mai departe, pentru că puteți să vă asigurați un trai bun, excelent, un viitor strălucit. Pe data de 7 mai, planeta Venus, guvernatoarea frumuseții și a banilor, intră în rac, în casa voastră a 7-a, în casa relațiilor, în casa parteneriatelor de tot felul, conștiente, unul la unul, alături de oamenii cu care lucrați zilnic sau de care sunteți înconjurați, în casa legii, a legislației, a justiției și așa mai departe. Venus înseamnă ce iubesc, ce apreciez, banii mei, valoarea mea, stima mea de sine. Iar racul înseamnă mama, familia, trecutul, casa mea. Puteți acum să semnați contracte, spre exemplu, pentru o casă nouă, să vă mutați alături de partenerul vostru de viață în sfârșit, să iertați trecutul pe oamenii cu care ați colaborat și care poate v-au greșit, care v-au oprit, v-au ținut în loc din a progresa. De câte ori v-ați făcut un plan, poate v-au tras în jos sau n-ați avut susținere. Planeta iubirii și racul pun într-o voce: ești în siguranță, poți fi înconjurat în viitorul tău de oameni alături de care să reușești. Trebuie doar să îi alegi pe sprânceană și să-ți folosești intuiția. Pe 14 mai, planeta intelectului Mercur își reia mersul direct în casa voastră a 5-a.
Casa a cincea este casa copiilor, a creativității, a artei, a plăcerilor, romanțe, iubire, întâlniri, mă îndrăgostesc. Dacă nu știu, ați cunoscut pe cineva și ați ieșit la întâlniri, comunicarea nu a prea fost bună. Sau aici poate ați avut de suferit în relația cu copiii. Nu v-ați înțeles o perioadă. Pentru că voi împingeați într-o direcție pe care ați învățat-o și voi de acasă, iar copiii voștri vă spuneau nu, direcția mea este în altă parte. Acum, când Mercur revine în mers direct, o puteți da la pace, puteți să ajungeți la aceeași concluzie cu copiii voștri sau cu omul cu care voi acum vă întâlniți sau de care sunteți îndrăgostiți. Să alchimizați aceste lucruri, să le lăsați deoparte și să vă dați seama că, de fapt, mergeți în tandem, braț la braț, către un viitor mai bun, că ați vorbit aceeași limbă, dar că nu v-ați înțeles. Tot aici, Jupiter, pe data de 16 mai, intră în casa a cincea în Taur. Jupiter este planeta care aduce noroc, care amplifică, care mărește, sporește, aduce abundență, aduce atracție, dar Jupiter, să știți că lucrează și cu materialul clientului, adică el amplifică ceea ce găsește deja aici. Dacă cumva nu v-ați făcut temele sau poate, nu știu, nu ați înțeles în perioada de Mercur retrograd ce aveți de făcut pentru siguranța voastră materială, cum puteți să transformați hobby-ul în profesie sau mai știu eu cu ce v-ați confruntat fiecare dedicat, atunci Jupiter vă poate întări frica, nu reușita. Deci este foarte important să aveți claritate mentală și să vedeți ce anume doriți să faceți. Planurile de călătorie sunt solide, n-au existat acolo neînțelegeri. Dacă ați rezervat ceva, asta ați plătit, asta vi se oferă, să vă asigurați că lucrurile acestea nu vă scapă de sub control. Avem curaj, mergem mai departe. Curajul vine de la Marte, pe data de 20 mai. Planeta Marte a acțiunii intră în Leu, în casa voastră a 8-a. Vorbeam în casa 5-a despre siguranță pentru că avem Taurul aici, iar în casa 8-a vorbim despre intimitate, sexualitate. Banii partenerului meu, banii partenerilor mei cu care deja am contracte semnate, taxe și impozite, putere, manipulare, sexualitate și așa mai departe. Dacă sunteți la început de relație cu cineva, acum vă puteți simți în siguranță. Puteți să vă dați seama dacă persoana de lângă voi este superficială sau are doza de profunzime de care voi aveți nevoie. Sau poate vă dați seama acum în sfârșit că alături de persoana cu care până acum ați avut o relație, să spunem, nu aveți sentimente, trăiri profunde și a fost doar o pasiune, o chimie. După caz, vedeți cum rezonează cu voi. Marte spune curaj, iar Leul spune voința inimii mele. Voința inimii mele este să mă simt în siguranță, în intimitatea mea, în locul în care eu mă simt cel mai bine alături de persoanele potrivite mie. Și acesta este un moment bun, foc cu foc, să porniți către ceea ce aveți în suflet și către dorința voastră interioară, către să lăsați puterea voastră interioară, de fapt, să vă dea putere, să vă încărcați din suflet și nu din minte. Pe 21 mai, soarele intră în Gemeni, în casa voastră a 6-a. Și aici vă spune organizare și rutină, structură, sănătate, să aveți grijă unde dați, cui dați și în ce măsură dați. Sau poate că este vremea să vă organizați mai bine la serviciu, sau poate că este vremea să vă schimbați serviciul, să faceți ceva concret pentru copiii voștri, să reluați relația cu copiii voștri, pentru că le asigurați viitorul. Da, toată lumea contează, însă sunt vremuri în care important este ce facem astăzi pentru un viitor mai bun. Poate, nu știu, sunt cazuri și cunosc eu cazuri în care relația cu copiii este disfuncțională sau copiii au fost folosiți în jocul de putere, în manipularea din cuplu și este un moment bun aceste lucruri să înceteze și să se ghideze toată lumea după iubire. Un soare în casa 6 spune debordezi de sănătate, te vindeci foarte repede în cazul în care ai provocări. Să vedem ce ne spun și cărțile. Transformare. Da. Pluton în casa a doua și Marte în Leu în casa a opta vor aduce transformare clar și negreșit. Transformare pentru ca voi să aveți un viitor mai bun prin intermediul acelei eclipse lunare din Scorpion care va spune gata până aici. Trebuie să începi ceva sau să scapi de anumite convingeri.
Să te întorci la bucurie, la bucuria de a trăi, sau poate la relația cu copiii, sau poate la bucuria vieții pe care ai pierdut-o, te-au apăsat foarte mult grijile. Și este un moment foarte bun în care să fii mai puțin serios și să te bucuri de tine în primul rând. Și apoi aici avem să îți înfrunți fricile, să-ți dai seama ce tipare comportamentale ai și de ce îți este frică. Pentru că știți vorba, de ce ne este frică, nu scăpăm. Pluto în casa a doua, retrograd la 0 grade. Conștientizarea este importantă în această lună pentru a vă schimba destinul, viitorul, transformare din nou. Dragii mei, pentru voi este o lună de transformare și de conștientizare majoră. Claritate prin intermediul lunii noi, prin intermediul eclipsei, de asemenea, ce am de făcut de acum înainte, știu clar că nu mai pot băga sub preș niște lucruri și trec la acțiune. Și microcosmos. Ce este în mine este și în exterior. Mă transform pe mine în interior, reflect în exterior și realitatea mea, lumea mea, se transformă, oamenii din jurul meu se transformă și așa mai departe, partenerul de viață, copiii, după caz. Dacă am o pasiune, este important să o urmez, să nu am frică, să nu am teamă. Pasiune la nivel de hobby, artă, orice fel de pasiune, în tot cazul. Relație, plan material, plan emoțional, spiritual, pentru Capricorn, mai. În relație aveți turnul, justiția, faetonul și pajul de băte. Iată, dragii mei, cum Venus din casa voastră a șaptea, Venus în rac, din data de 7 mai, vă puteți da seama, unii dintre voi, că nu mai rezonați cu omul cu care aveți o relație acum, că poate nu mai aveți sentimente sau că poate unii dintre voi nu o mai iubiți pe mama copiilor voștri. Știu că sună ciudat, dar corelez cu tranzitele. Iar alții dintre voi vă dați seama că de fapt partenerul vostru vorbește cu voi doar pentru că sunteți mama copiilor săi. Pentru alții dintre voi, văd că ați avut parte de cel puțin o perioadă de un an și jumătate, în care lucrurile au mers când rece, când cald și aveți o dorință arzătoare să faceți ceva în viața voastră nou. O schimbare se va petrece inerent pentru voi aici. Justiția intervine, se echilibrează balanța, se închide o karmă foarte puternică, mai ales la nivel financiar, să știți, și porniți pe un nou drum care vă lasă și vă permite să respirați aer proaspăt. Pentru alții dintre voi, văd că după o ruptură, cineva se poate întoarce către voi. Și va fi nevoie să elevați această relație. Posibil să fie vorba despre o familie, pentru că Venus în rac înseamnă familie. Casa șaptea înseamnă probleme legale, chestiuni legale, de fapt, divorț. Posibil să vă împăcați chiar și după un divorț. Văd că sunt implicați copiii aici. Asul de bâte. Unii dintre voi doriți să porniți pe o altă cale. Iată, am aici o altă carte. Patru de monede din alt set, dar dacă așa s-a întâmplat, o luăm, care spune karma banilor. Termino karma banilor, relația proastă cu banii, de unde este venită și către ce se îndreaptă, puterea mea interioară să depășesc lucrurile acestea. Mi-a fost foarte încercată voința în relații, iar acum este un moment bun prin Marte, care intră în Leu, Marte în Leu, să trec mai departe și să văd ce iubesc cu adevărat. Casa 8 am scoate la suprafață fricile mele cele mai profunde, karma transgenerațională, pentru a mă asigura că nu o transmit copiilor, dar și pentru a mă asigura că
Deși îmi iubesc partenerul, nu pot conviețui cu acesta și să văd de ce. Și aici avem pajul de bâte care se repetă. Chimie și atracție este între voi. Unii dintre voi veți conștientiza că undeva în trecutul vostru a rămas cineva la care v-a rămas gândul și că ați rămas blocați acolo, indiferent de lucrurile pe care ați dori voi să le faceți în viitor. Și că acum, în relația voastră, dacă nu exista respect sau iubire, s-ar putea să se fi datorat acestui lucru, că persoana lângă care voi ați stat s-ar putea să fi rămas cu gândul în trecut și să fi repetat aceeași istorie cu voi, sau voi s-ar putea să fi făcut același lucru cu cineva. Dacă ați avut o relație de lungă durată, atunci există acum șanse să vă reveniți, chiar dacă v-ați separat. Pentru alții dintre voi aici, dacă produceți această conștientizare și acceptați cu sinceritate niște lucruri care trebuie schimbate în viața voastră și transformate, atunci veți putea cunoaște pe cineva, pentru că avem faetonul, cineva după sufletul, chipul și asemănarea voastră, știți cum se spune. Și aici, da, clar închideți o karmă foarte, foarte puternică și de neam, ieșiți de sub controlul fricii. Și fecioara, avem aici eremitul, vedeți cu claritate ce aveți de făcut de acum înainte în relația voastră. Ce se întâmplă aici cu justiția? Magicianul, totul este posibil, fie vă împăcați cu cineva și acum duceți relația la alt nivel, fie vă separați de cineva și mergeți înainte către alt drum. Regele de spade, trebuie să vă înălțați mintea, să gândiți foarte, foarte logic și foarte pragmatic ce aveți de făcut acum, pentru că este rost de evoluție aici. Este cartea vărsătorului și voi în casa 11 veți avea eclipsa. Dacă nu vă luminați acum cu acea eclipsă, veți trage după voi așa multe lucruri, mult și bine. Este necesar să fiți autentici și sinceri cu voi înșivă, pentru că ceva aici se produce, aici se întâmplă ceva, fricile acestea ale voastre vă țin în dezechilibru. Pe plan material avem nebunul, 2 de cupe, regele de spade din nou și 10 de monede. Pe plan material aveți acum ocazia să porniți către un drum, să obțineți o funcție mai bună, să aveți parte de recunoaștere în urma unor studii, unei diplome, să vă întoarceți la o activitate care vă v-a plăcut foarte mult, poate când erați mai tineri sau poate asta ați studiat în școală, să aveți un parteneriat stabil sau să semnați un contract de muncă care vă aduce stabilitate și să faceți din asta o carieră, să fie ceva de perspectivă pentru viitor și pentru un viitor stabil. Nouă de bâte, da? După o lungă perioadă de suferință, după un ciclu, după un ciclu în care, iată, v-ați cam chinuit cu banii, puteți să deveniți acum în sfârșit independenți financiar, mai pe banii voștri, așa, și să depășiți această provocare, această stare de nemulțumire. Plecați la un drum, unii dintre voi vă relocați, unii dintre voi trebuie să vă schimbați locuința, iar alții dintre voi să plecați de unde sunteți acum pentru a vă schimba norocul. Vedeți soarele, să vă înfruntați frica, să vedeți ce aveți, ce nu mai aveți, ce iubiți, ce valorați, ce bunuri aveți și cum vă puteți sigila viitorul. 8 de monede, prin muncă, veți obține niște venituri foarte bune, foarte frumoșele, veți deveni independenți financiar, niște câștiguri materiale care pot fi atrase aici, dar trebuie să vă înfruntați frica. Pe plan emoțional, avem regele de cupe, diavolul, împărăteasa și înaltul preot. Câte arcane majore aveți, dragilor. În plan emoțional sau spiritual trebuie să ajungeți la o concluzie foarte înțeleaptă și să acceptați cu claritate ceea ce iubiți și pe cine iubiți. Pentru că altminteri presărați în relație sau persoana voastră de interes presară în relație lucruri toxice, deși voi sunteți amândoi ființe de lumină, cumva între voi această stabilitate nu poate funcționa, este ceva atipic aici, pentru că aveți puncte de vedere diferite.
Pentru alții dintre voi, în sfârșit, puteți elimina această persoană toxică sau puteți să vedeți aici ce se întâmplă la nivel de emoții și de manipulare, pentru că au existat aceste lucruri. Cineva a manipulat pe cineva sau ați avut în jur oameni care au manipulat narativa astfel încât voi să picați acolo în disconfort emoțional, iar prin Marte în Leu, în casa voastră a opta, aveți acum ocazia să scoateți la suprafață lucrurile care nu au mai funcționat și să vă înălțați atât spiritual cât și emoțional, să deveniți stabil emoțional. Aici văd că unii dintre voi s-ar putea să aveți de-a face cu cineva care este instabil emoțional sau că voi ați traversat o perioadă în care ați fost instabil emoțional și trebuie să vă transformați, să vedeți cu claritate niște lucruri. Au fost lupte pentru putere aici. Au fost orgoliu, sunteți sau ați fost într-o relație cu cineva unde orgoliul a fost inamicul vostru numărul 1. Doi de monede, aveți o decizie importantă de luat luna aceasta, să înfruntați ceea ce nu vreți să înfruntați și să ajungeți la diplomație, la pace, la echilibru, temperanța, la echilibru, la acceptare. Renașterea. Unii dintre voi vă împăcați, după cum vă spuneam, cu cineva, iar alții dintre voi o luați pe un alt drum, mai elevați, mai înțelepți. Să luăm o carte ca energie generală pentru Capricorn mai. Viitorul. Viitorul vostru, știu că sună pompos, dar este real. Vorbim despre Pluton vărsător, planeta puterii în vărsător, depinde de lucrurile pe care voi le faceți astăzi, de cum jucați jocul, vedeți X și 0, 3 și 9, împărăteasa și eremitul. Ce emit, aia nasc, trebuie să gândesc cu claritate la lucrurile care mă înconjoară, axa cunoașterii, gemenii și săgetătorul, să cercetez mai mult, să-mi fac temele, să comunic mai bine pentru a ajunge la concluzii mai sănătoase. Comunicarea în cuplu aici este cheia. Comunicarea posibil să fi fost cea care v-a pus mereu pe drumuri. Cineva trebuie să învețe să comunice cu diplomație mai calm, mai cald, mai blând. Steaua, vindecare, eliberarea de stres și de tensiune, acceptarea unei vulnerabilități sau o persoană la care voi vă gândiți acceptă că este vulnerabilă și vă întinde o mână de ajutor sau voi primiți o mână de ajutor divin. Copiii, iată că apar în discuție, poate ați greșit față de copiii voștri sau copiii față de voi și atunci acum situația se poate transforma. Avem iubire, este o lună în care iubirea va ieși la suprafață sau efectele relației de până acum și va trebui să lucrați la ele. Vindecare aici, vindecarea este cheia. Dacă vă vindecați și conștientizați niște lucruri, aveți o șansă la un viitor strălucit. Intuiția, trebuie să vă ascultați intuiția și să vă ascultați sufletul, pentru că sufletul v-a spus în permanență ce să faceți. Taur, avem pe cineva în zodie de Taur, sau pentru siguranța voastră materială veți avea oportunități, dar trebuie să le luați, să vă întoarceți la bucuria vieții, vedeți, al doilea mesaj de bucurie, ați fost foarte stresați, foarte înverșunați, sau poate persoana voastră de interes a fost foarte înverșunată, sau familia, prietenii, colegii de serviciu, zero, v-am spus, Pluto în vărsător, vă va face să vă înfruntați fricile. Stați față în față cu fricile voastre și ajungeți la concluziile înțelepte. Vedeți de ce vă temeți? Pentru că teama este dușmanul vostru, numărul 1. Relația va fi pusă sub lupă în această lună. Va trebui aici o conștientizare. Ceva se va întâmpla. Mă împac cu trecutul și ajung la o relație mai stabilă sau îmi văd de drumul meu. Inițialele D, K, H, G. Vedeți aici am God, întoarcerea la credință sau nu mai cred în iubire și să vedeți de ce ați ajuns să nu mai credeți în iubire. Hong Kong, unii vă relocați sau poate aveți de-a face cu cineva care are o afinitate pentru mâncarea chinezească sau poate rulați după tiparele altcuiva. Vă raportați la niște valori care nu vă aparțin, vă uitați la un model în viață care nu v-a aparținut sau ați avut un model în viață pe care îl urmați subconștient și trebuie resetat, 0 grade, luat de la început. Dog, atenție la cățelușii voștri, la animalele de companie, la ce mănâncă.
sau puteți să adoptați un cățeluș. S. Atenție la spate, la coloană. Dacă aveți dureri, să știți că acolo înseamnă că mă simt singur, sau la persoana voastră iubită care poate își ignoră copilul dacă aveți copii, sau poate voi cumva, nu știu, v-ați răsfrânt asupra copiilor neputința voastră, pentru că am aici copil. Deci relația cu copiii este foarte importantă. Iubirea, din nou, iubirea, 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 sau aveți parte de iubirea copiilor acum. Atenție la băuturile carbogazoase, pentru că vă fac rău, vă aduc aciditate, mai ales după data de 21, când soarele intră în gemeni și când avem aici, ce aveam, lumea, da, 21, după data de 21 mai puteți trage o concluzie, să comunicați, să vorbiți, să înțelegeți. Unii dintre voi puteți să vă angajați în IT sau poate este nevoie pentru a avea un serviciu mai bun să vă puneți la curent, să vă actualizați în domeniul tehnologiei și ăsta va fi un drum foarte sigur pentru viitorul nostru. Tehnologia, dacă nu scapă de sub control, steaua, steaua voastră, vindecarea, vindecarea stresului, vindecarea fricilor, vindecarea temerilor. Eu vă mulțumesc tare mult, dragii mei, sper să vă fi fost de ajutor cu aceste mesaje, să aveți o lună mai minunată, să fiți bine, să trăiți în armonie, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!